Salutare, prieteni! Astăzi am să vă arăt cum poți să deschizi ușa la un Volkswagen Passat atunci când rămâi fără baterie la telecomandă sau fără baterie la mașină. Scoatem cheia de plastic, apăsând pe acest buton. A ieșit cheia de plastic. După care, cu vârful cheii apăsăm pe acest capac și tragem către exterior, am desfăcut capacul, după care cu cheia de plastic învârtim către în față și ușa se va deschide mecanic. Dacă vă pornește alarma mașinii și avariile, nu trebuie decât să băgați cheia în contact și se dezactivează alarma și semnalizările. Și acum puteți pleca cu mașina liniștit și puteți schimba cheia când doriți voi.